Salut și bine ați venit la un nou episod Stax. Astăzi o să montăm la Jeep, că despre Jeep este vorba, o să montăm un LED bar oferit de cei de la Osram. Am făcut niște suporti speciali, o să vedem dacă reușim să-i punem și pe aceștia pe site, să-i puteți cumpăra, în cazul în care vreți să vă puneți un LED bar de la Osram sau orice alt LED bar de 42 de inci. Și o să facem și o să vedeți și un capac foarte interesant ca să fiți în regulă cu poliția. Asta este suportul de leopard. Bine, trebuie un pic polizat. Camera mea nu face focus, așa că el trebuie să vină în această bară și aici. Pac, iar între vine leopard. Se decupează capacul și totul trebuie să fie clean. Deci asta este LED bar-ul pe care eu o să-l pun pe mașină. O să vă povestesc un pic mai multe lucruri despre el, dar Osram are o tonă de alte lucruri, o tonă. Astea o să le vedeți în curând, astea sau astea, nu mai știu exact, are la Daniel pe mașină, dar ăla e alt episod. Însă, ca să vorbim despre produsele de la Osram, care sunt multe, mai bine las pe altcineva care se pricepe mai bine ca mine să vorbească. Răzvan, de la GTC, salut! Dar eu sunt la priceputul. Da, exact. Tu vorbești cu toți oamenii la telefon, da, când... Da, cei care vorbesc non-stop, eu. Ideea e că Osram e o gamă nouă în România. Da. De fapt, e o gamă nouă în lume. Noi suntem printre primii utilizatori de Osram. Cobai. Cobai. Și de altfel, o parte dintre ele au venit la un moment dat când am bătut palma cu Osram și am zis că să distribuim noi GTC-ul, să importăm, să distribuim în România. Stax, partenerul nostru, comercializează de asemenea și le găsiți și în site-ul lor și de aceea și pe mașinile noastre o să găsiți produsele Osram. Și care ar fi avantajul Osram? De ce Osram și nu altceva? Asta o dată și doi, aș vrea să-mi zici că văd că sunt o tonă de alte modele aici, nu doar, adică bine, eu îl mai am și pe ăla de sus de acolo. Ăla, l-am pus în loc de proiectoare. Cred că e varianta mai lungă, nu? De 50 de centimetri. Nu, ăla micuț. Uh-huh. Dar văd că sunt foarte multe, foarte multe chestii. Zi-mi un pic. Ei au gamele din așa, slimline, da? Cele subțiri sunt așa. Ok. La mașini de off-road discutabil că este destul de micuț, dar la anumite aplicații chiar este bun, sau pentru mașini de stradă, SUV-ulețe. După aia este gama value, VX-urile, cum ar fi acestea. Au gama functional, FX-uri, cum este și bara cea mare și nu numai. Și mai au gama lor MX, care este, din punctul meu de vedere, evident și gama cea mai scumpă. Întotdeauna produsul cel mai bun, ca să vezi, costă mult. Dar este o gamă gândită de ei să-ți asigure legalitate. Pentru că uitați-vă la proiectoarele de jos, sunt perechi. Adică are capac și l-am prezentat și fără capac. Deci, este, dacă îți cumperi proiectoarele astea de aici, varianta MX de la Osram, sau și acesta are la fel capac, sau și acesta are capac și vorbim imediat, practic ești legal.
nu are ce să-ți facă nimeni. Foarte important. Ce e foarte tare. Eu știu că tu ai ceva pe mașină care, dacă ar întreba cineva, n-ar crede că sunt legale. Sunt niște chestii foarte mici. Nu știu cât de bine se văd pe cameră, dar cred că mai bine fac așa. Astea le-ai tu în bară, din ce știu, nu? Asta, da. Dar micuțe. Capac, micuțe, da. Cu capac, ele ar trebui să fie complet legale. Păi da, uite, capac, varianta capac aici. Astea sunt albastre pentru că au o folie de protecție înainte de vânzare, dar ele, bineînțeles, că nu sunt albastre. Este de povestit bara asta de un metru, din punctul meu de vedere, pentru că o folosesc de vreo două luni. Este senzațională. Eu sunt consumator ca mulți alții de bare de LED. Am avut o grămadă de bare chinezești, am avut și bare de la Rigid, care e alt subiect, dar din punctul meu de vedere, Rigidul, ok, au niște prețuri foarte mari și o calitate incredibil de bună, dar sunt niște prețuri mari. Aici, la Austria, vorbim de prețuri corecte, evident, mari față de China. Accesibile. Accesibile, absolut. Adică, din punctul meu de vedere, calitate, preț, Austria e imbatabil. Plus faptul că sunt multe produse omologate în Europa, sunt multe produse care în Germania te putea plimba cu ele pe stradă legal. Discutabil în România, dacă te oprește poliția, ce faci? Eu cred că unii înțeleg, alții nu. Asta e problema la noi în România, dar... Da, practic, ele sunt inscripționate cu niște certificări și, bineînțeles că dacă scrie EC17/42E, înseamnă ceva. Nici noi nu știm ce înseamnă. Da, ceva. E clar că este o certificare și o omologare. Acum, bun, te poți duce după ce ți-a talonul, te poți duce să te ceri și să-ți iei talonul înapoi pentru că ești legal. Dar intrăm într-o zonă discutabilă, pentru că în România polițistul când te-a oprit oricum e ca el, nu-i ca tine. Dar bara asta care o am eu pe mașină și o să o montăm și la tine acum. Ia uite ce se întâmplă acum. Are un shield care e metalic, de protecție. Și iar în clipa în care vrem să folosim, proiectorul dăm jos. Asta este un suport de fixare împreună cu acest capac shield de la Forerunner, firma din Africa de Sud, care a dezvoltat special pentru această bară de LED acest sistem de fixare. Și se poate fixa pe portbagaj sau diferite configurații. Ar trebui să le spunem că tu ai aici produse Forerunner, nu doar accesorii pentru Osram, ci Forerunner linia completă, adică exact, de la scaune... Exact. Forerunner este, iară, nouă ne plac furnizorii de top. Recunosc că de la GTC au fost despre calitate preț. Nu înseamnă că n-am nici produse chinezești, nu înseamnă că n-am nici produse ieftine. Dar când ai un produs care este perfect, de exemplu Forerunner au avut 6 luni de zile exclusivitate pe această bară de LED, știm prea bine, noi nu puteam să o luăm de la Osram Germania pentru că nu aveau voie să ne-o dea și a trebuit să luăm prima bară, să o luăm de la Forerunner. Și au dezvoltat acest sistem. Din punctul meu de vedere este foarte, foarte ok, pentru că la momentul ăsta eu am această bară, am proiectoare din astea mari care au capace, am proiectoare de aici pe lateral care au capace și practic pot fi oprit în trafic lejer, nu mă deranjează cu nimic, sunt perfect legal. Corect. Voi aveți aici un stand, nu? Unde putem să vedem un pic de lumină. Să-ți băgăm un pic de lumină tot. Da, exact. Te mă pun aici. Da, eu mă pun aici să... Astea sunt acele proiectoare cu poziție. Astea le are și Daniel pe în bară. Da, și bun, și după aia încep să mai aprind niște lumini. Wow. Sigur că este un proiector mic, dar care luminează, după cum a zis și Daniel, senzațional pentru că de mic este. După care aprindem și un alt proiector. Mai aprindem și pe cel de sus și mai aprindem și pe ăsta. Ce e de spus? Măcar nu aștept. Eu nu te văd, nu te vede nici camera. Stai să mă dau așa. Acum te văd. Gata. Lasă-le aprinse cum vrei tu, că m-am mutat un pic din raza lor ca să te și vadă oamenii când vorbești despre ele. Ce am remarcat la Ostram. Pentru că acum 2 ani când venea cineva de la Rigid în România, un englez, și ne povestea nouă de câți lumeni are produsul lui care e lider mondial, noi muream de râs că întotdeauna lumenii de la produsul lider mondial erau mult mai puțin decât lumenii de la chinezăriile noastre de pe piață. Evident că dacă vreți să cumpărați produs chinezesc, eu vă spun, deși noi vindem, că dacă spune 30.000 de lumeni, trebuie să tai rău de tot, poate are 5.000, poate, și asta e un adevăr, dar la Osram este senzațional că ei nu au acești lumeni, că noi românii știm numai de lumeni, nu? Câți lumeni are? Ei vorbesc de hot lumen, ok, de lumen calz, este altceva, și ei vorbesc de eficiență luminoasă. Adică cum vezi tu pe drum? Și nu câtă lumină face, că face lumină multă și proastă, cum zic, e o lumină albă, cețoasă. Ceva mai pe înțelesul nostru.
că lume nici nu știu unde sunt măsurați. Păi un LED bar la un metru, la 200 de metri. Exact, exact. Plus că la un produs cum e Osram, de exemplu, care e un produs, știm, liderul mondial Osram, pentru cine nu știe, una din două mașini în lume are un bec sau un far sau ceva lampă Osram. Bun, și ei când spun că are 5872, pe exact atâția lume sunt. Dar nu este neapărat despre câți lume are, ci despre eficiența luminoasă, despre cum sunt aceste generații noi de LED-uri. Că nu mai sunt cele clasice, cum le știm noi, cu LED-uri multe de 3W și ca să-ți facă lumină multă, trebuie să pună 1,5 m. Este o eficiență foarte, foarte bună a luminii, este o claritate a luminii pe șosea foarte bună. Sunt multe dintre ele sunt combo, tocmai că sunt gândite și au omologări pentru mers pe stradă. Am văzut multe mașini își pun, de exemplu, SUV-uri, nu neapărat de off-road, de stradă, își pun în grila din bară, își pot pune pentru fiind foarte slim și le pot monta direct acolo și... Exact, asta este, uite, se arată aici, asta este ce montăm noi în ultima vreme. Ok, în afară de varianta slim, dar există și FX-uri care sunt destul de subțiri, de exemplu cum este ăsta. Da, care nu e varianta slim, FX este și mai lung, nu este în clipa asta. Da, nu este aici. E, ăla chiar intră în orice grilă și montăm foarte mult la Forector, la Forranger acum, chiar am montat destul de mult. După care mai au și proiectoare micuțe, cum le știm noi, vedeți, chiar unele foarte mici. Există proiectoarea asta de reversing pentru marșarier, mai este și pe pătrat, nu sunt aici, doar pe rotundă, există și pe pătrat, folosesc și eu, sunt foarte deștepte pentru că bat larg, wide. Și cred că ar mai fi de adăugat o chestie față de alții, ce am văzut eu la Osram și am luat astăzi când am venit să instalez, au propriul lor sistem de cablaj, adică nu este nevoie să faci tot felul de jumbuș lucruri ca să poți să-ți legi un LED bar sau o lumină în mașină. Adică... Noi de 3-4 ani de zile nu mai montăm proiectoare la GTC Auto decât cu instalațiile electrică gata făcută. Ce rost are? Și la noi e vorba că dai niște bani cu instalație, dar manopera pe care o face electricianul, plus releu, poreleu, siguranță, posiguranță, buton, cablaj, etc. E tot acolo, noi mai mult. Și atunci... Corect și nici nu e atât de sigură. Evident, evident, pentru că până la urmă un produs Germania e o instalație electrică safe, doar că de spus că toată lumea vrea să cumpere instalații electrice pentru Osram să-și pună bare de LED chinezești de 500 de W, de 300 de W. E, proiectoarele Osram sunt gândite să consume, amperajul este foarte mic, wattajul este mic, deci ei scot randament al luminii din o bară de LED care consumă putere mică. Asta ce înseamnă? Că nu încinge, asta înseamnă că nu-ți consumă alternatorul, nu? Curentul făcut de alternator, nu-ți descarcă bateria. Pentru că în ultima vreme tendința a fost de a se crește puterea la proiectoarele chinezești. E, Osram, prima oară pe mine m-a frapat în, că 6.000 de lume la bara asta. Păi bara asta face o lumină incredibilă. Și m-am zis, merg cu ea, este senzațională. Dar este o lumină clară, logică, lumina care îți trebuie. Nu e lumină multă, ca să arăți că tu ai cea mai multă lumină de pe posibilă. Da, 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 e lumina de care ai nevoie, nu... Exact. Plus că dacă doar frește, îți vine cineva din față, totuși e o lumină care îi permite și lumea să mai trăiască, adică să vadă totuși ceva. Corect. Bun, mai sunt ceva noutăți despre Osram, ceva ce... încă nu a apărut, dar știi să ne spui ceva ce urmează să aduci tu aici? Nu, doar avem în momentul ăsta vreo 3 modele care nu sunt aici, pentru că sunt pe drum. Noi încercăm să avem în permanență toată gama Osram. Mai avem, uite, nu le-am pus aici, mai avem acele proiectare pe care le-ați lăudat și voi le-ați testat, acele proiectare de lucru, cum le numesc ei, acel elicopter și acel space, să zic, ca da, un camera de filmat. Le-ați prezentat voi, sunt senzaționale, care sunt niște produse chiar ok, calitate-preț, pentru a le folosi ca noi, service auto, când rămâi fără curent. Și la camping, ne-ai scos, le folosim la camping. Da, la camping. Chiar sunt foarte ok. Oricum, mă bucur că Osram a dat drumul de anul ăsta gamei de bare și proiectoare, nu off-road, că e în propriu spus, bare LED, nu că le poți folosi și pe stradă, mai ales că iau și omologare la ele. Dar este o variantă calitate-preț care n-a existat în România. Adică am avut ori foarte scumpe, ori chinezești. Da, asta ni s-a părut și nouă, că este un produs accesibil, indiferent, adică dacă vrei un produs la 400 de lei, ai de unde și să fie de calitate,
până la bara cea mare care se apropie de, nu știu, e 650 de euro. 650 de euro momentan, nu știm exact cum, că la ce se întâmplă la nivel mondial, nu știm niciodată cum ajung lucrurile, însă îți mulțumesc. 5 ani garanție, că am uitat să spun. Păi, aici e o problemă la chinezești, lumea dă de obicei și noi 6 luni de zile și e din categoria puncte noroc, cu joci la loc. Să nimerești o bară chinezească bună, soția de zile sau începe să aburească? Sau pentru oamenii care își iau de obicei, că am văzut că ăsta e un trend, își iau bară de pe AliExpress, da, sau mai știu eu unde. Ce faci? Dai report. Ce-i garanție? Te costă... Nu repar o bară de aia. Corect. Plus că te costă transportul, te costă transportul să o dai înapoi la o bară chinezească cât e bara chinezească. Nu și... Da, da, nu merge. De zile ai, sigur, gama VX, cea entry level sau entry, ca și costuri, aia are 2 ani de zile, dar restul produselor Osram au 5 ani de zile garanție full. Și pe carcasă, și pe funcționare, și pe coroziune, și pe tot. Super. Eu zic ok. Bun. Astea sunt proiectoarele de care vă ziceam eu că sunt foarte mari. Și asta este mașina lui Răzvan. Mașina cu... Mai ai ceva de pus la ea? Iar sus tu acolo ai, de nici nu se vede, LED bar-ul de la Osram, nu? Da, de care ziceam de 1 metru. Practic, vrei să-l folosești? Nu trebuie să te case pe bani. Simplu. E safe, e legal, vrei să-l folosești, la era bătă. Super. Nu e problemă de rezistență la vânt, poți să mergi cu viteză, deci nu, niciun stres. Și el vine acum prins direct pe rufracul tău, care e tot de la Florana. La Florana, dar se poate adapta și pe alte. Cum fac eu la mașină acum? Super. Da. Asta din față, iară, până în gama MX care e cu capac. Practic. Au și lumina de poziție. Sincer să fiu, mi-e frică numai că mă uit la ele așa. Da, da. Dar nu vreau să știu câtă lumină, adică aș vrea să știu, dar poate îmi dai tu. Dacă dai și cu asta și cu cea de sus, deja e prea mult. Parcă nu mai ești noaptea în pădure. E ziua. Mergi foarte mult cu cea de sus. E mult mai, nu știu, mai plăcută. Asta e o lumină puternică care îmi dă foarte mult pe zona centrală. Deci și ele sunt combo, dar îți dau mai mult, nu sunt spot. Deci bat cumva împrăștiat, dar în zona, tot pe mijlocul drumului, se face multă lumină. Ok, mă învârt un pic așa să le arăt oamenilor mașina. Este un Toyota 100, nu? Da. Ce roți? Ce, zi-mi un pic ce configurație are. Are suspensor manual, da, care cu 6 cm și cu anvelope 33-uri, de la BF Goodrich, MT-uri, am și oriunde alte-uri. Un blocant are de pe față, că pe spate avea ea. Bară față, bară spate, văd. Bară față are B, că mi-a fost drag să pun are B. Pe spate Polonia din motive financiare. Și bine, troll, evident. Și sus, și sus un apartament, cum ar veni, e cort. Asta poate, are cort care se deschide în partea cealaltă, vine marchiza care se deschide în coace. Aici mai am încă un parasolar, o marchiză care are 3,60 m lățime cu 2,50 m. Și se pune aici undeva în spate. Pe partea cealaltă este cortul cu cameră sub cort, cameră de duș. Și asta este lumina, așa foarte slim, foarte... Asta este cea care cu capaciară vă povestesc. Da, da, da. Da, pe lângă faptul... Asta din lateral mai mult. Pe lângă că mașina este foarte mare și urmăritorii noștri știu de la Daniel. Deci tu ai un cor deasupra, dorm două persoane. Mai dorm două persoane și lejer. Ce vă ziceam de ele. Foarte deșteptă să la Osram, chiar au lumină plăcută, largă, exact pentru marșaria. Da, eu nu le-am spus oamenilor, însă eu fix pe problema asta, într-o seară am atins o mașină parcată, am lăsat numărul, am fost băiat de treabă. Eu n-am nimic la mașină, mașina e la altare de schimbat multe lucruri. Acum... Practic m-ai prins fără să fac curat aici. N-are nimic, așa e și la mine mașina. Așa e în orice mașină de off-road. Un pic deschis când nu-l folosești ca să nu... Tot timpul. Da, e tot ce trebuie. Cu plimbăreală. Aici avem chiar plimbăreală. Cu cutii de la Florana. Pentru că e o soluție deșteaptă să știi. Aici, de exemplu, da, ceva. Acolo am altceva și știu... Și ele mai vin și una peste alta fără probleme. Aici înăuntru am... Masă, astea sunt chiar niște chestii foarte drăguțe, care chiar îmi plac, de la Florana cu tot felul de... Chiar astea poți să le desfaci și să le faci flat, să le faci, să nu mai ocupi. Da, da, da.
Deci tot ce văd eu aici la tine, îmi dau seama că chiar dacă sunt la episodul 4 sau 5 la Jeep, probabil că voi ajunge la episodul 100, la câte sunt de făcut. Da, deci tot cam multe nu sunt puse aici. Mă, normal este prim până aici și am cam tot ce trebuie. Da, problema super. Problema e că nu am, eu n-am timp. Da, asta e problema la toți. Dar nu știau timp și n-au mașină și uite așa. Corect. L-ai pe toate. Corect. Mă întorc la Jeep. E tot gri. O să se întâmple ceva, nu o să-și dea nimeni seama. Când noi am vorbit cu Răzvan despre mașină și despre Ozra și v-am arătat câteva produse de la ei, așa arată tăietura în apărătoarea de la bara longitudinală a mașinii. Este o simplă tăietură, pe aici va intra exact brațul ăsta pe care l-am tăiat și l-am adaptat. Deci, cum vă spuneam la început, că o să fie pe site, mai durează, mai e de lucru la proiectare, până iese ce trebuie, iar de aici o să venim cu prinderile de la Front Runner, ca să putem să punem și capacul. Pentru că este un lucru destul de important și nu foarte scump pentru lucrul pe care îl faci. Așa bate LED-ul de la Osram. Din păcate, am fost atât de atent și l-am poziționat aici, în fața mașinii. Ceea ce nu e bine. Dar, o să reglăm noi la loc și o să facem cum trebuie. Oricum, din noapte face zi. Fac o schemă, să fug cu el și să vin din partea aia. Vezi că n-am roțile desumflat. Uite așa am rămas fără mașină. Păcă că aveam ghiozdanul. Mai am un Jeep în mașină.